să vorbim între timp cum ești, cum e sufletul tău. Mulțumesc, e ceva normal, e normalitate. Avea un nepot pentru mine unul, mai ales că am două nepoțele. Mă bucur și de Sophie și de Noa și de copiii mei în general. Cum o vezi acum pe Adriana? E schimbată, e mămică și a dorit foarte mult asta. E foarte mișto, e o chestie... mulțimea din casă și bucuria din sufletele noastre. O chestie mișto. Carmen, am văzut că vă organizează în familie anumite evenimente. Acum i-a organizat venirea acasă Adrianei și a fetiței. N-ai fost acolo, ai fost plecat când a ieșit din spital, Adriana? Ba da, am avut puțină treabă. Eu am scos-o din spital, dar între timp a trebuit să ajung în altă parte. La voi se întâmplă așa mai multe evenimente. Devine major fiul tău, Adrian, a primit o mașină, mi-a zis că e foarte fericit. Ce vă doriți pentru el de acum încolo? Doar să fie sănătos, să fie cu minte, să învețe și să-și țină meseria mai departe. Pe Cati am văzut-o extrem de emoționată. A fost o imagine în care ținea ambele nepoțele în brațe. Cum e? Așa, meserie, fericire. Te văd și pe tine că ai lacrimi în ochi acum. Mi se pare normal. Nu te menajezi deloc, ai avut niște probleme de sănătate. Acum este destul de târziu, am înțeles că de aici pleci la aeroport, la un alt concert. Asta e viața de artist. Noaptea veselă, ziua de... Din punct de vedere artistic, ce mai urmează pentru tine? Ce ne mai pregătești? Din punct de vedere artistic... ce vrea Dumnezeu. Muzică și cam atât. Frumusețe, dragoste. Pentru că tot se zice că te retragi în muzică, te retragi în muzică și lumea te vede foarte activ. Ce se întâmplă? De unde vine chestia asta? Solicitarea oamenilor și meseria de așa natură încât nu ai cum să te lași de această meserie. Vreau să te întreb ce-ți mai dorești tu pentru tine de acum încolo. Fericire, sănătate, atât. Am văzut pe Instagram că mergi foarte des la pescuit, că te ocupi de gătit, îți place... Da, am început să fac mai multe pentru mine. De când s-a întâmplat cu problema de sănătate, nu te-ai îndreptat? Bă, nu neapărat. În viață nu ai cum să fii tun. Toți avem probleme de sănătate și tu ai avut probleme și el și telespectatorii. Prima dată în 50 de ani când am fost la spital, mi se pare ceva normal, normalitate. Am 50 de ani, mi se pare normal să mai retușez niște chestii. Vreau să te întreb dacă odată cu botezul micuței Noa o să fie și nunta Adrianei, o să faceți un eveniment dublu sau nu vă grăbiți în acest sens? Niciodată nu mi-a plăcut să organizez viitorul. Nu știu cum vrea.